Thank you.
cadouri? Da! Da! Așa, haideți încetișor, pune-te și cel moș Crăciun și noi mămicuțe și tătici, bunicuțe și bunici, dădace, educatoare, ce-ați venit la sărbătoare. Bun găsit vreau să vă spun și să vă doresc an bun. Să petrecem, dragii mei, anul 2023, iar în locul lui să vină un an nou, de viață plină, de frumos și de lumină, de noroc și bucurii pentru voi, iubiți copii. Pe cel vechi îl vom petrece, dar înainte ca să plece, trebuie să-i mulțumim și apoi să sărbătorim. Nu-i așa, dragii mei? Dar ce se aude? Ce se întâmplă? Ce-i cu gălăgia asta? Scuzați, să am iertare. Bună, bună, Duduiță, Duduiță cu rochiță. Salutare, salutare, am ajuns și eu se pare. Tocmai unii se cuvine, la cei cu gândul e spine. Și mi-e bine, foarte bine, că sunt printre cei ca mine. Dar stați un pic, ce se întâmplă? Cine sunteți? Moș Crăciun. Da, nu se poate. Păi dacă-i spun. Moș Crăciun cu plete... Și ai venit de prin... Noroi? Nu. Și nu v-am adus nimica. Vreau cadouri de la voi. Moș Crăciun, Moș Crăciun. Nu, tu nu ești Moș Crăciun. Ia ascultă-mă, tăluță. Mă consideri om nebun? Vrei să spui că sunt furguță? Nu. Păi atunci sunt Moș Crăciun. Sunt mai tânăr, mai voinic, chiar și mai frumos un pic. Și apoi cu ce mai bun este al vostru, Moș Crăciun. Și cu ce mă rog mai rău sunt ca moșul vostru eu. Sunt îmbrăcat la patru ace. Nu înțeleg. Ce nu vă place? Păi Moș Crăciun adevărat are în sac neapărat daruri pentru fiecare. Pentru mic și pentru mare. Și dacă ești Moș Crăciun, să ne spui ceva. Vă spun. În ajun de anul nou, toți copiii vor cadou. Și cum afli dumneata ce vrea fiecare, a? De mine, băi, băi. Grei de minte mai sunteți. Sacul meu nu-i pentru a da, ci e pentru a lua. Cum adică? Uite așa, toți copiii cei mai răi, toți sunt nepoței mei. Și în ajun de sărbătoare, eu trec pe la fiecare, îi iau cadoul până în sac și le dau câte-o după. Ori le pun câte o bărguță, în ciorap sau în ghetuță. Ce? Păi dacă îți spun, ce mai Moș Crăciun? Gata, eu am înțeles de ce capra poartă fes. De când a venit aici, ne tot minte, dragi amici. Moșulică, cum să-ți spun? La minciuni ești cel mai bun. Deci tu nu ești Moș Crăciun, ci ești însuși Moș Minciun. Iar acum, fără de glume, haideți să-i spunem pe nume, toți împreună, Moș Minciun! Moș Minciun! Moș Minciun! Moș Minciun! Moș Minciun! Gata, gata, gata! Ei, și dacă e așa? Uite că ai greșit ceva. Ce-am greșit? Adresa. Eu? Da. Am greșit adresa? Da. Nu, eu n-am greșit nimic. Unde trebuie venit? Căci minciunile le simt și apar atunci când unii mint. Dar aici e care e bun și îl vrem pe Moș Crăciun. Vrei să spui că n-au greșit? Niciodată n-au mințit? Ei, chiar și dacă s-a întâmplat, să știi că s-au corectat. Da? Da. Eu tot una nu plec. Am venit primul. Deci ei toți sunt nepoței mei. Nepoței mincinei. Gata, ai trecut măsura. Uite ce-i vorbește gura. Nu degeaba toți îi spun Moș Minciună, Moș Minciun. Dragi copii, hai să împărțim acești bulgări de zăpadă și minciuna s-o gonim ca de aici, de drum să-și vadă. Luați câte un bulgăr. Cadourile mele, unde sunt?
Îți pregătim moșule cadouri. Ia, așa, poți câte un bulgar. Nu-ți cadouri, moșule, să văd cadouri. Să văd cadouri. Da? Da? Așa, fiți atenți la mine. Eu număr până la 3 și când spun 3, aruncați cu pulgării în moșul, ne-am înțeles? 1, 2, 3 și... Așa! Îți plac cadourile, moșule? Bravo, bravo, dragi copii, sunteți veseli și sclopi. Acum treceți la locul, ia pulgărașii și lăsați toți aici lângă mine. Aici, lângă mine. Așa, așa, dragii mei, reveniți la locuri, iar noi o să ne rugăm pe doamnele educatoare să se apropie de mine. Două. Adună pulgării, cât mai mulți, iar copiii o să vă susțină cu aplauze. 3, 2, 1, start! Copii, aplaudăm! Aplaudăm, aplaudăm, aplaudăm! Așa, și mai tare, ne susține! Aici avem așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Egalitate, aplauze pentru cele mai faci de ce domnule educatoare! Sunt nouă! De unde? De sus, de la Polul Nord, așa e. Iar acolo este foarte, foarte rece. Ați știut? Și dacă moșul vă atinge mânuțele, puteți să înghețați. Vă e frică? Da. Dar nu trebuie să vă fie frică. Noi împreună acum și vom repeta ce trebuie să facem. Ne-am înțeles? Vă ridicați în piciorușe și întindeți iată așa mâinile în față. Ambele mânuțe, ambele. Așa, amândouă mânuțele în față. Așa, mânuțele, mânuțele înainte și când eu vă ating mânuțele, voi le ascundeți repejor după spate. Ne-am înțeles? Să nu înghețăm. Suntem gata? Așa. Vine moșul, ascunde mânuțele. Și la tine vine. Vine moșul și la tine, și la mine, și la tine. Unde sunt mânuțele? Așa. Vine moșul. Vine? 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 Vine moșul. Unde sunt mânuțele voastre? Mânuțele înainte. Așa, vine moșul, ascunde! Vine moșul, vine, vine, vine! Și la mine, și la tine, și la tine vine moșul! Bravo, dragii mei! Bun, 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 prieteni, bun! Ne jucăm, noi ne distrăm, însă unde-i Moș Crăciun? Moșul nostru se reține și aceasta nu-i prea bine. Dar știți ce-i de făcut copii? Moșul nostru acolo vine, unde-i cânt și veselie, unde-i joc și voie bună. Hai un cântec să-i cântăm și pe moșul să-l chemăm. Cunoașteți cântecelul lui Moș Crăciun? Atunci? Când o să vină moșul? Va fi o surpriză pentru moșul. Să-l audă moșul! Sanea moșului? Da. Să-l strigăm să ne găsească mai repede. Moș Crăciun! Moș Crăciun! Moș Crăciun! Toți împreună! Moș Crăciun! Ia fiți atenți încolo! Vine, vine! Vine, vine! Thank you.
de moșul nepoți. Mă bucur că sunteți veseli, mândri și isteți, că sunteți așa frumoși, înțelepți și sănătoși. An de an venind la voi, mă fac tânăr și vioi, fiindcă fiecare știe, n-am mai mare bucurie de chiar să-mi vin aici, dragi moșului cei mici. Toți dragi-mi sunteți, toți, fetițe, băiței, mămicuțe și tătiți, bunicuțe și bunici, de dace, educătoare, ce-ați venit la sărbătoare. Ce minune, în sfârșit moșul nostru a sosit. Da, desigur, dragii mei, nepoțelele de la duc copii, îngerașii mei zlubii. Anul nou e pentru toți, dragii moșului nepoțelele. Primiți acest dar frumos și de ce te-ai încristat? Moș Crăciun, ești moșul bun și de aceea o să-ți spun. Aș fi foarte bucuros să fiu astăzi de folos și să-i bucur pe copiii cu ale mele jucării. Dar ceva s-a întâmplat și luminile nu mi-ard. Vai de mine ce păcat! Trebuie neapărat cu toiagul fermecat să aprind luminile pe brad. Dragii moșului nepoți, ascultați-mă, deci toți, trebuie să țineți minte niște magice cuvinte. Și când eu voi face semn, împreună repetăm. Bradule în verde strai! Bradule în verde strai! Pom frumos adus de rai! Pom frumos adus din rai! Hai îmbracă-te din plin! Hai, îmbracă-te din plin în noianul de lumini. În noianul de lumini. Privit, minune s-a împlinit, bradul nostru a înflorit. Hai din mânuț să ne luăm și un cântec să-i cântăm. Cântec viața-n frumos despre... Să cearnă. Stă în pot sărmană minge, ce se întâmplă afară? Minge! Așa e, bravo! Prin păduri și pe coline, pășind prin troiene, vine către școli și grădinițe, la băieți și la fetițe, moșul cel mai blând și bun. Și îi spune Moș Crăciun! Așa e, dragii mei! Mulți copaci și mulți pomți pe acest frumos pământ, însă unul dintre ei, pentru nepoțăii mei, este pomul cel mai bun. Ăsta e pomul de... Crăciun! Așa e, bravo, ați ghicit și de această dată.
E o mare sărbătoare și poate că e cea mai mare. Toți copiii vor cadou. Ce sărbare? Anul nou! Acum fiți atenți, cea mai grea ghicitoare. Și cei mici și măricei, toți sunt nepoței mei. Fiți atenți cu toții. Am avut o an bogat, am muncit, am învățat, însă vine un alt an, în succes mai avant. Să acest an al cui să fie, ia să-mi spuneți, cine știe? Copiii, vine anul cui? Corect, anul dragonașului. Este anul, vine anul dragon. După vechi calendar, anul care vine este anul dragonașului, care trebuie să ne aducă mult noroc, prosperitate și succes mari în toate. Și atunci ce așteptăm? Hai cu toții să-l chemăm. Fiți atenți și repetați după mine. Dragonaș cu mâneri de foc, vino să ne aduci noroc. Și toți împreună. Dragonaș cu mâneri de foc, vino să ne aduci noroc. Iar ai venit? Caută-ți, te rog, de drum. Noi dragonul l-am poftit, dar pe tine nici de cum. Poți să-l chem tu mult și bine. Dragonașul e la mine. Wow. Și nu-l dau până nu primesc tot ce vreau și ce-mi doresc. Ei, de ce? Răspunde-mi, zău, vrei să faci atâta rău? Fiindcă am fost cuiduit. De copii obișnuit. Ei cadouri nu mi-au dat și de aici m-au alungat. Păi, copiii te-au primit după cum tu ai venit. Păi n-ai venit cu voie bună, și cu rău, și cu minciună. Nici de cum nu însușești. Bine faci, bine găsești. Bine faci, bine faci, ia ascultă-mă și taci. Nu învârtiți atâta roata, ci dați-mi cadou și gata. Căci dacă nu primesc cadou, nu vedeți nici anul nou. Da, copii, are dreptate. Fără de dragon nu poate ca să vină anul nou. E simbolul lui. Cadou? E neapărat darul ce l-ai meritat. Și ce mieri? Moș Crăciun. Să fie un moș mai bun. Cum sunt toți oamenii buni, ce nu spun nici când. Crăciuniță, știi că îmi place. Și cum ai de gând să o faci? Toți acești frumoși copii și te rog atent să vii. Moșului îi vă cânta, pe moș îl vă colinda. Și crezi că va ajuta? Fii atent și vom vedea! Dragii mei, ce surpriză i-ați pregătit lui Moș Crăciun? Olimpia, 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 Olimpia,
Domnul mi-a șoptit un punct că mai aveți o surpriză pentru Moș Crăciun, așa e? Da! Suntem gata? Da! Iar noi susținem cu aplauze, au emoții! Da, da, da! Spire dușii lui Moș Crăciun, repejor, repejor! Spire dușii, aici, aici! A, Moș Mama, vine, stai acolo! Moș Crăciun! Sfinte! Darul! Toma! Iată așa, dragii mei, astăzi împreună toți l-am făcut pe Moș Minciun să devină un moș mai bun. Copii, lui Moș Crăciun i-au plăcut foarte mult surprizele voastre, dar are și moșul o surpriză pentru voi. Și vouă vă plac surprizele, nu-i așa? Vom pleca împreună cu Moș Crăciun într-o călătorie imaginară cu trenuțul. Vom vizita copiii din alte țări și vom felicita cu prilejul anului nou. Suntem pregătiți? Da! Atunci urcăm în trenuleț după mine și la drum! Așa, după mine, după... Trenuleț și fiți atenți la muzică să vedem în ce țară ne-a adus trenuțul. Dansăm toți împreună? Și le spunem toți împreună copiilor din Italia la mulți ani! Și acum în trenuleț, fucuța, fucuța! Stop trenuleț și suntem atenți la muzică? Și dansăm toți împreună, așa e? Aduce-mă, 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 aduce-mă
iar acum să răsună cel mai tare la mulți ani pentru copiii de acasă. La mulți ani! Încă o dată, la mulți ani! Bravo! Dar privește, moșule, ce de-a Crăciunei și Crăciunița ai aici. Ia să-mi spuneți, dragii mei, ați fost cuminți în acest an? Da! Foarte cuminți! Cei mai cuminți? Da! Dar voi știți ce a pregătit moșul pentru cei mai cuminți copii? Cadouri! Acum, împreună cu doamnele educatoare, ne apropiem toți de moșul pentru a primi cadourile. Thank you.